În 1961, în Philadelphia, o femeie naște într-un magazin. Curând sosește doctorul și verifică copilul, care nu se oprește din plâns. Spre șocul său, bebelușul și-a fracturat picioarele și brațele în uter. Mulți ani mai târziu, David ia trenul înapoi spre Philadelphia după un interviu de angajare în New York. Când vede că o femeie se va așeza lângă el, scoate inelul și l-ascunde în buzunar. Discută despre sport și el menționează că este frică de apă, de asemenea că nu-i place fotbalul. De asemenea, încearcă să flirteze cu ea, dar ea le refuză și se mută pe un alt scaun. Apoi David își pune din nou inelul. Dintr-o dată, trenul începe să meargă mai repede și totul se cutremură în jurul lui David. Acasă, fiul lui David, Joseph, se uită la televizor, iar la știri se vede un tren care tocmai a deraiat, omorându-i pe toți cei aflați înăuntru. Intrat în panică, David verifică notițele și își dă seama că tatăl său se afla în acel tren. Câteva momente mai târziu, la spital, David se trezește și observă că o persoană este operată în apropiere, înainte de a fi găsit de un medic care îi cere istoricul. David explică faptul că nu a avut niciodată alergii sau afecțiuni și este surprins să afle că este singurul supraviețuitor al accidentului. Medicul este uimit de lipsa sa de durere și de leziunea lui David, nici măcar o zgrietură. Când David părăsește camera, își găsește familia așteptându-l. Joseph încearcă să-i facă pe David și pe mama lui Audrey să se țină de mână, dar aceștia renunță rapid. Mai târziu acasă, David îi spune lui Audrey că nu crede că a obținut munca, dar că oricum se va muta în curând. Se pare că sunt separați și dorm în camere diferite. A doua zi, David participă la munca de comemorare a celor 177 de morți din accident. După ce se termină, David se întoarce la mașină și găsește un plic cu un car care are sigla Limited Edition. Când îl deschide, nu găsește niciun nume, ci doar un bilet care îl întreabă câte zile a fost bolnav în viața lui. După aceea, David se duce la serviciu, care constă în a fi paznic pentru echipă de fotbal. Cu biletul încă în minte, el o roagă pe secretar să verifice câte zile de bol a avut. Apoi privește echipa cum se antrenează cu nostalgia în ochi. La sfârșitul zilei, David este anunțat de șeful său că nu a avut nicio zi de concediu medical de când a preluat această muncă, în urmă cu 5 ani, așa că va primi o mărire de salariu. În acea seară, David o întreabă pe Audrey dacă își amintește că a fost vreodată bolnav, pentru că el nu își amintește. Audrey se gândește și recunoaște că nu se poate gândi la o singură zi în care să-l fi văzut pe David bolnav de când l-a cunoscut în facultate. Un flashback sare în 1974, unde copilul de mai înainte este acum un adolescent. Se pare că are osteogeneză, ceea ce înseamnă că toate oasele lui sunt foarte fragile și ajunge adesea să și le rupă. Băiatul se teme să iasă afară și să se rănească din nou, ca să nu mai spunem că ceilalți copii de la școală îi spun Mr. Glass. Pentru a-l scoate din izolarea sa, mama sa îi spune că a lăsat un cadou pentru el afară. Băiatul își adună puterile și ia cadoul, care se întâmplă să fie o carte de benzi desenate. Mama se explică că va primi încă una în fiecare zi în care va ieși din casă. În prezent, băiatul a devenit adult. Numele lui este Elijah și are o galerie de artă dedicată benzilor desenate. El este foarte defensiv față de benzile desenate, ca formă de artă, și anulează o vânzare atunci când află că clientul său vrea să dea un tablou valoros copilului său de 4 ani. După amiază, David și Joseph vin să-l vadă pe Elijah pentru a întreba despre carte. Elijah explică faptul că este interesat de sănătatea lui David și se bucură să audă că nu a fost niciodată bolnav, însă a avut o accidentare. În facultate a avut un accident de mașină care l-a rănit la picior și l-a făcut să renunțe la fotbal. Apoi Elijah explică faptul că a studiat toată viața sa benzi desenate și crede că supereroii se bazează pe o istorie veche. Din cauza stării sale de sănătate, el s-a întrebat mereu dacă există cineva care să fie total opus, adică cineva de neînvins. Când a auzit că Elijah a fost singurul supraviețuitor al accidentului de tren, s-a gândit că el ar putea fi acela. Joseph este entuziasmat de posibilitatea ca tatăl său să fie un supererou, dar el crede că este o înșelătorie ciudată și pleacă împreună cu fiul său. În acea seară, David citește despre accident în ziar, ceea ce îl inspiră să-și verifice dulapul. Acolo are ascuns o armă și un dosar cu clipuri din ziare legate de viața lui. Primele arată începutul carierei sale de fotbalist, iar ultimul este cel al accidentului de mașină. Vehiculul este foarte avariat, așa că faptul că a supraviețuit este un miracol. În acel moment este întrerupt de Audrey, care îl întreabă dacă a mai fost cu vreo altă persoană. După ce David spune că nu, Audrey recunoaște că a fost zguduită de accidentul de tren și anunță că ar vrea să lucreze din nou la relația lor, deoarece supraviețuirea lui este un semn. Ceva mai târziu, Elijah îl vizitează pe David în timp ce acesta se află la serviciu, spunându-i că nu a fost o coincidență faptul că și-a ales meseria de agent de securitate, pentru că instinctele sale îl îndeamnă să protejeze oamenii. În timp ce se plimbă pe lângă linie, David se oprește să se uite la un anumit tip și crede că acesta va pleca înainte de a fi percheziționat. Așa cum a prezis, bărbatul pleacă repede. Elijah se întreabă de unde știa David că acel tip purta o armă, așa că David explică faptul că a avut un fel de imagine în cap care i-o arăta.
De fapt, el are un stinct natural de a-și dea seama când cineva a făcut ceva greșit. Elijah o numește superputerea lui, dar lui David nu-i place încotro se îndreaptă conversația și cere să plece. Înainte de a face acest lucru, Elijah întreabă dacă a mai fost și altcineva în accidentul de mașină, iar David confirmă că și Audrey a fost acolo. După aceea, Elijah se duce la mașina lui și îl vede trecând pe lângă el, pe bărbatul presupus înarmat. Începe să-l urmărească și chiar îl roagă să aștepte, dar bărbatul ignoră. Elijah încearcă să meargă cât de repede poate, având în vedere starea lui, dar tot e prea încet. Când bărbatul coboară în stația de metrou, Elijah își împinge prea mult corpul și cade, rupându-și mai multe oase. În timp ce bastonul îi se rupe și se confruntă cu durerea insuportabilă, el vede cămașa bărbatului mișcându-se și dezvălind arma ascunsă de desubt, așa cum a prezis David. După ce meciul se termină, David se duce acasă și îl vede pe Joseph jucând fotbal. Îl mustră pentru asta, amintindu-i că Audrey urăște acest sport din cauza rănilor pe care le provoacă. Apoi David decide să facă un mic experiment și începe să ridice greutăți. La început sunt doar câteva chile, cele mai multe pe care le-a ridicat vreodată. Joseph continuă să adauge din ce în ce mai multe la fiecare încercare, până când folosește toate greutățile pe care le deține. Dorind să învețe mai mult, adaugă și câteva cutii de vopsea, iar David ajunge la 140 de kg, în timp ce abia transpiră. La spital, lui Elijah se spune că are mai multe fracturi, dar cele mai grave sunt cele 14 de la picior, pentru care va avea nevoie de fizioterapie. Mai târziu, el ajunge să meargă la fizioterapie cu Audrey și se folosește de ocazie pentru a întreba despre căsnicia ei, în timp ce se preface că pur și simplu vrea să-și cunoască mai bine medicul. Află că accidentul de mașina lui David, care l-a făcut să renunțe la fotbal, este ceea ce a făcut să fie împreună, deoarece ea nu suportă acest sport și răul pe care îl provoacă. În timp ce pune mai multe întrebări, Elijah rostește din greșeală numele lui David, iar Audrey devine suspicioasă. Elijah împărtășește teoria lui, dar Audrey nu știe ce să creadă. În timpul unui alt meci, David decide să stea în mijlocul mulțimii și de fiecare dată când cineva se lovește de el, are o viziune. La început sunt doar vocile unui copil care țipă, dar apoi vede un bărbat care culege ceva suspect din gunoi. Suspect, David îl face pe indivis să iasă din rând pentru a-l percheziționa, însă nu găsește nimic în buzunare. David decide că a fost prost să creadă că are o putere. În acel moment, David este chemat la școală pentru că Joseph a fost rănit. Profesoara explică faptul că Joseph s-a bătut și se întreabă dacă David își mai amintește de ea de pe vremea când studia acolo. Ea povestește despre momentul în care copilul David a căzut în piscină și a stat pe fundul apei timp de 5 minute. Când l-au scos afară, era mort, până când paramedicii l-au rezuscitat. În cele din urmă au schimbat regulile de conduită în jurul piscinei din cauza lui, iar copiii împărtășesc povestea ca pe o legendă urbană. Auzind acest lucru, David este și mai convins că nu este un supererou. După ce pleacă de la școală, Joseph explică faptul că s-a bătut pentru că a protejat o fată, care era hărțuită din cauza rasei sale, spunând că vrea să fie un erou ca tatăl său. David încearcă să insiste că este normal, dar Joseph nu-l crede. Seara, Audrey spune lui David că Elijah i-a povestit totul. Înainte de a putea discuta despre asta, descoperă că Joseph a luat arma lui David și o îndreaptă spre el, dorind să demonstreze că nu poate fi rănit. Puștul ezită câteva secunde și David reușește să-l convingă să o lase jos. A doua zi, David îl vizitează pe Elijah, care confirmă imediat că bărbatul de pe stadion avea o armă. Elijah crede de asemenea că David nu s-a rănit în timpul accidentului de mașină, ci a inventat o minciună ca să se lase de fotbal pentru ca Audrey să se întâlnească cu el. David nu vrea ca Elijah să-l mai deranjeze pe el sau familia lui și povestește cum s-a îmbolnăvit când era copil din cauza momentului în care aproape s-a necat, ceea ce ar trebui să fie o dovadă suficientă pentru a renunța la subiect. Mai târziu, Elijah se află la magazinul de benzi desenate, într-o stare care nu-l face să reacționeze. Vânzătorul trebuie să închidă magazinul, așa că începe să-l tragă pe Elijah afară în scaunul cu rotile, dar Elijah continuă să miște roata pentru a-l face să o dea în bară. După câteva încercări, Elijah vorbește în cele din urmă când găsește banda desenată pe care o vrea. Între timp, David și Audrey îl lasă pe Joseph cu o dădacă pentru a putea ieși la o întâlnire. Ei beau ceva împreună și încearcă să se reconecteze, forțându-l pe David să recunoască faptul că și-a ținut familia la distanță, pentru că ceva nu pare în regulă. Când se întorc, dădaca le spune că a primit un telefon de la New York, în care li se spune că David a primit postul. Cu toate acestea, familia o asigură că nu pleacă nicăieri. Pe robot apare și un mesaj de la Elijah, care explică faptul că fiecare erou are o slăbiciune, iar criptonita lui este apa. Disperat după răspunsuri, David se furișează în miez de noapte pentru a găsi trenul de la accident. Se uită la vagonul distrus și știe că nimeni normal nu ar fi putut supraviețui. Acest lucru declanșează amintirea accidentului de mașină și se dezvolte că le-a scăpat cu bine, dar Audrey rămăsese blocată în mașină. David și-a folosit superforța pentru a smulge ușa mașinii și au salvat pe Audrey. În curând a sosit cineva să-l ajute și David și-a dat seama că era ciudat că el să nu fie rănit. Copleșit de amintire, David îl sună pe Elijah și recunoaște că nu a suferit niciodată o rană în viața lui, întrebându-se ce ar trebui să facă. Elijah îi spune să meargă acolo unde sunt oamenii. Câteva momente mai târziu, David merge într-o zonă
aglomerată și își deschide brațele în timp ce începe să se uite intenționat la crimele oamenilor. El vede o femeie care distrage atenția unui funcționar pentru a fura bijuterii, un tip care aruncă cu o sticlă într-un grup de oameni de culoare, în timp ce insultă pentru rasa lor și un tip care profită de o fată beată. Când dă nas în nas cu portarul, descoperă că tipul a ucis un om pentru a-i prelua casa. David așteaptă ca omul de serviciu să-și termine treaba și îl urmărește până la casă, observând că acesta intră pe ușa din spate. Urmând același traseu, David intră și el înăuntru și descoperă că locul este o mizerie, ca să nu mai spunem că trupul proprietarului este încă pe scări. Apoi se uită prin cameră și găsește doi copii legați într-un dulap. David îi eliberează imediat și le cere să facă liniște. Apoi David controlează camera principală și o găsește pe mama legată și ea. Ușa de la balcon este deschisă și David trece prin ea, gândindu-se că tipul ar fi putut scăpa. În acel moment, portarul apare în spatele lui David și îl împinge de la balcon, făcându-l să cadă pe o suprafață umedă. David se uită în jur și își dă seama că se află pe un capac de piscină, care începe să se scufunde încet sub greutatea lui. Prins în țesătură, David nu poate nota și continuă să se lupte să respire și să supraviețuiască. Din fericire, un băț apare brusc în apă și el îl apucă pentru a putea fi scos afară. Se pare că copiii au venit să-l salveze. Ulterior, David se întoarce în camera principală și îl apucă pe omul de serviciu de la spate pentru a-l sugruma. Bărbatul se împotrivește și îl împinge pe David împotriva peretelui, ceea ce provoacă daune la suprafață. David este totuși mai puternic și reușește să-l ucidă pe tip în cele din urmă. Apoi îl liberează pe mamă, dar din păcate, aceasta este deja moartă. În acea noapte, David o ia pe Audrey din camera ei, pentru ca ei să poată dormi din nou în același pat, sentimentul că ceva greșit a dispărut în sfârșit. În dimineața următoare, Joe se vede că părinții lui se comportă foarte afectuos unul cu celălalt. Când Audrey este distrasă, David îi arată lui Joseph ziarul cu știrea despre îngrijitorul mort, care include o ilustrație a unui justițiar misterios. David confirmă că este el și cere lui Joseph să păstreze secret. Ceva mai târziu, David merge la expoziția de arta lui Elijah și o întâlnește pe mama acestuia, care povestește despre cele două tipuri de răufăcători, cei care luptă cu pumnii și cei care luptă cu mintea. Femeia auzi despre David, deoarece Elijah îl numește prieten. Apoi David îl urmează pe Elijah în biroul său și Elijah îl felicită pentru prima sa noapte ca justițiar. Se oferă să dea mâna și când o fac, David face o descoperire șocantă. De ani de zile, Elijah provoacă intenționat accidente pentru a găsi un supererou, inclusiv trenul în care se afla David. David se uită în jur și observă planurile și cercetările lui Elijah. Elijah explică faptul că acum că David știe cine este, își cunoaște în sfârșit și el propria identitate, personajul negativ. La fel ca în povești sunt exact opuși, dar uneori și prietenii. Poate că Mr. Glass a fost întotdeauna numele de cod al răufăcătorului lui Elijah. David cheamă imediat poliția, iar Elijah este trimis într-o instituție pentru nebuni criminali. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!